Bună seara și Hristos a înviat, dragi radioascultători! Duminica de astăzi este una dintre duminicile ulterioare Sfintelor Paști, duminică pe care biserica a intitulat-o ca fiind Duminica Slăbănogului. Aceasta și pentru faptul că pericopa evanghelică care s-a citit astăzi la Sfânta Liturghie face amintire de una dintre minunile pe care Mântuitorul Iisus Hristos a făcut-o la viteză unui slăbănoc de la Vitezda. Invitatul din seara aceasta este Părintele Vasile Danciu, din Parohia Breb, din Protopopiatul Sălaj, din Episcopia Sălajului. Părintele a venit de departe și îi mulțumim pentru acest lucru. Dânsul este unul dintre preoții vrednici pe care îi cunosc și pe cu care am o relație apropiată din Episcopia Sălajului. A absolvit facultatea de Teologie pastorală la Facultatea de Teologie din Oradia, și recent a absolvit chiar un masterat în cadrul Facultății noastre de Teologie, în cadrul Masteratului de Ortodoxie Românească și Viață Liturgică. Absolvind și realizând o teză de disertație pe tema lui Anton Pan, Viața și Activitatea. Anton Pan ca protopsal și ca profesor de muzică. Părinte, bine ați venit la emisiunea noastră și Hristos a înviat. Adevărat a înviat, bine v-am găsit prea Părinte Grigorie. Vă mulțumesc, sunt onorat pentru invitația pe care mi-ați făcut-o și sper să mă ridic la înălțimea ascultătorilor postului de radio Renașterea, și să dăm ce este mai bun pentru slava lui Dumnezeu și mântuirea sufletelor noastre. Așa va fi. Le, le reamintim radioascultătorilor noștri că pot să intervină cu întrebări la numărul de telefon 0264 596 -500. De asemenea, pe pagina de Facebook a emisiunii Radio Renașterea, unde transmitem live emisiunea, Radioascultătorii noștri pot să pună întrebări și acolo, iar noi vi le vom adresa. Tipicul emisiunii noastre prevede ca mai întâi să citim Pericopa Evanghelică și apoi să nuanțăm câteva învățături. Pericopa Evanghelică este din Evanghelistul Ioan din capitolul 5 și începe cu versetul 1. Era o sărbătoare a iudeilor și Isus s-a suit la Ierusalim, iar în Ierusalim, lângă poarta oilor, era o scăldătoare care se numea pe evrește Vitezda, având cinci pridvare. În acestea zecea mulțime de bolnavi, orbi, șchiopi, uscați, așteptând mișcarea apei, căci un înger al Domnului se cobora la vreme în și tulbura apa, și cine intra întâi după tulburarea apei, se făcea sănătos de orice boală era ținut. Și era acolo un om care era bolnav de 38 de ani. Isus, văzându-l pe acesta zăcând și știind că este așa încă de multă vreme, i-a zis, voiești să te faci sănătos? Bolnavul i-a răspuns, Doamne, nu am om care să mă arunce în scăldătoare când se tulbură apa, că până când vin eu, altul se coboară înaintea mea. Isus zis, -te, i-a zis, scoală-te, ia-ți patul tău și umblă. Și îndată omul s-a făcut sănătos și și-a luat patul și umbla, dar în ziua aceea era sâmbătă. Deci, ziceau iudeii către cel vindecat, este zi de sâmbătă și nu ți este îngăduit să-ți iei patul. El le-a răspuns, cel ce m-a făcut sănătos, acela mi-a zis, ia spatul și umblă. Ei l-au întrebat, cine este omul care ți-a zis, ia spatul tău și umblă? Iar cel vindecat nu știa cine este, căci Isus se dăduse la o parte din mulțimea care era în acel loc. După aceasta, Isus l-a aflat în templu și a zis, Iată că te-ai făcut sănătos de acum să nu mai păcătuiești ca să nu-ți fie ceva mai rău. Atunci omul a plecat și a spus iudeilor că Isus este Cel ce l-a făcut sănătos. Iată, acesta este textul Evangheliei pe care l-am ascultat astăzi la Sfânta Liturghie. Mă gândesc ca în prima parte a emisiunii noastre să nuanțați dumneavoastră câteva învățături pe care le-ați extras din lectura acestei pericope evanghelice. Pentru început aș spune că în această perioadă binecuvântată a Pentecostarului în care ne aflăm, începând de la Sfintele Pași până astăzi, descoperim ceea ce fapt era și relevant dinainte pentru credința noastră că Mântuitorul Iisus Hristos ca Fiul al omului și ca Fiul al lui Dumnezeu totodată care a venit pe pământ să vindece toată boala și neputința din popor este izvorul vieții și al nemuririi veșnice este dătătorul de sănătate și totodată este doctorul sufletelor și al trupurilor un, du un duhovnic iscusit care dorește ca tot omul să vină la mântuire și la cunoștința adevărului, și ne mai descoperă un fapt frumos: faptul că nu are pe nimeni de pierdut, că toți suntem egali înaintea lui Dumnezeu, dar este important ca fiecare dintre noi să arătăm această conlucrare sinergică cu harul Duhului Sfânt pentru că acest lucru ne face bine în viața noastră. Îmi amintesc de cuvintele Mântuitorului care spune, fără de mine nu puteți face nimic bun. Referitor la Evanghelia de astăzi, vedem că există o legătură între, legătură între păcat și boală, dar și o legătură între suferință și pocăință. Tocmai de aceea suntem chemați la vindecare și nu doar o vindecare trupească, ci o vindecare sufletească. Pentru că dacă ne amintim de proverbul latin mens sana in corpore sana, vedem că o minte sănătoasă are nevoie și de un trup sănătos. Sau cel puțin când un trup se îmbolnăvește, dacă are o minte sănătoasă și în acea minte este trăit și prezent Dumnezeu, cu siguranță omul are șanse de vindecare mult mai mult decât un om care nu l-ar avea în ecuația vieții pe Dumnezeu. De asemenea, aș puncta faptul că acest slăbănog ne reprezintă pe fiecare dintre noi, pentru că pe drumul acestei vieți, pe cărările sau pe mare învolburat acestei vieți, întâmpinăm fel și fel de probleme, de necazuri, de frământări, dar totuși ne dăm seama că Hristos este prezent cu noi atât în boală cât și în sănătate. Tocmai pentru faptul că, iată, un om care se bucură de prezența lui Dumnezeu, care participă la Sfintele Slujbe, care este activ în Biserica lui Hristos, are parte de o lumină aparte în viața lui. Și această lumină este lumina învierii lui Hristos, o bucurie pe care am trăit-o recent, și această bucurie, și această lumină dă sens vieții fiecăruia dintre noi atunci când ne raportăm la cuvintele Evangheliei Hristos și nu doar teoretic, ci și când le trăim practic în viața noastră de zi cu zi. Da, era la un moment dat citisem <coughs> despre faptul că noi cu adevărat credem în Mântuitorul și credem în cuvintele Lui, însă un sfânt de secol VII, Sfântul Anastasie Sinaitul, zicea că credința este viețuirea lăuntrică, adică ce trăim noi în interiorul nostru, Știm că sunt bună oară, am aflat recent despre un profesor de teologie din Statele Unite care absolvise teologia și este ateu, în sensul că nu doar a ști cu minte învățăturile, ci a le trăi cu viața aceasta și cuvântul Evangheliei pe care noi l-am citit astăzi vom vedea care e de fapt înțelesul pentru noi, care e actualizarea în viața noastră a cuvântului Evangheliei, ce înțelegem noi, ce rezonanță are pentru noi astăzi așa cum ați spus într-adevăr, să și trăim cuvintele pe care, le, pe care le citim și pe care le știm de la Mântuitorul Iisus Hristos. Da, pentru că vedem o definiție și a credinței la Apostolul Pavel în Epistola către Evrei, când spune că credința este ființarea celor nevăzute și dobândirea celor nădăjduite. Și tocmai de aceea noi suntem privilegiați cumva astăzi, trăitorii al secolului 21 prin faptul că Vedem, credința nu este doar un act, nu este de fapt un act de convingere intelectuală. Credința adevărată trece dincolo de mintea omului, astfel încât pe Dumnezeu îl meditezi, îl reflexi, îl curgeți în sufletul, în inima ta. Și atunci, orice acțiune pe care o întreprinzi în această viață și orice împlinire sau orice frământare sau simți prezența lui Dumnezeu. Și tocmai de aceea este foarte important să ne asumăm crucea propriei noastre viețuiri pe acest pământ. Pentru că atunci vei fi pe deplin conștient că ai o conștiință lucrătoare, te ancorezi în cuvintele Scripturii și le transbordezi în viața ta de zi cu zi. Și atunci vei vedea că toate acestea au o noimă. Nimic din ceea ce vei fi citit nu va fi rămas deoparte, ci toate acestea vor fi valabile și actuale în viața ta. De altfel, noi suntem privilegiați mai ales că avem Scriptura în fața noastră a Vechiului Testament, a Noului Testament, știm cum s-au petrecut lucrurile și cu atât mai mult trebuie să tălcuim aceste lucruri, dar să nu rămânem la partea de teorie, ci să le trecem în practică, în viața noastră, așa cum am spus, cotidiană. Pentru că atunci am fi foarte săraci, doar cunoscând teoretic, rămânând doar la o convingere intelectuală și atunci lucrurile s-ar raporta doar la a ține un curs frumos, a ține un cuvânt frumos, dar fără să-l împlinești în viața ta. Da, vorbeați mai devreme despre asumarea crucii. Se pare că în Evanghelia de astăzi slăbănogul avea o cruce tare grea. Haideți să ne imaginăm puțin ce înseamnă ca 38 de ani să fie în starea în care era el și nu atât de mult durerea fizică și crucea ca boală fizică, și mai ales dacă mi se îngăduie psihic sau chiar duhovnicește omul acela mai presus de toate era singur. E cuvântul acesta zice că nu am om. A rămas paradigmatic pentru noi să înțelegem ce greu este pentru cei care sunt singuri totuși. Și cei care au un strigă de felul acesta nu am om. Ce ne spuneți despre acest paralitic, despre acest om de 38 de ani, dacă putem măcar în parte să ne imaginăm suferința lui? Întotdeauna este foarte ușor să stai cumva pe margine și să fii un bun observator și chiar un bun sfătuitor, un duhovnic în cazul unui preot. Însă, într-adevăr, o persoană care este bolnavă are un drum mai lung de parcurs de la minte la inimă psihic în primul rând pentru că el trebuie să accepte în primul rând boala faptul că s-a îmbolnăvit și atunci începe un proces de înduhovnicire dacă l-are necoație pe Dumnezeu în traducerea Bibliei în care ni se spune că de 38 de ani era acest slăbănuc, acest paralitic bolnav, acolo se spune de 38 de ani, de ani cu alte cuvinte, dacă a întâlcuit, cum spun Sfinții părinți, ar însemna 38 de ani, o viață de om. Ceva foarte mult. Pentru că dacă ar fi să înmulțim ori doi, am vedea că o 76 de ani, o jumate de viață, omul acesta, după cum spun Sfinții părinți, avea între 5 și 60 de ani. Dar ceea ce este foarte interesant, că Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan se focalizează pe acest om spun tălcuitori exegetici că el era veteranul dintre cei care se afla această acea scăldătoare, între bolnavi de 38 de ani. Și pentru faptul că Hristos când vine și îl vede, îi vede sufletul, îi vede dorința lui de a se vindeca, dar din multa lui suferință vede și multa lui pocăință. Și dincolo de această pocăință, faptul că nu s-a răzvrătit, nu a cârtit niciodată în 38 de ani împotriva lui Dumnezeu. Dar, ca și oricare om, se aștepta la un ajutor lumesc, la un ajutor din partea unui semen de al său. Nu ni se spune dacă avea sau nu familie, nu știm. Dar poate avea un cunoscut, poate avea un prieten, cineva poate l-a ducea dimineața și venea seara și lua. Ni se spune totuși că nu era Până merg eu, vine altul care să se arunce în fața mea. Deci, constatăm că nu era imobilizat total. Însă, cu siguranță era mișcarea, dacă mi este îngăduit să fac o paralelă, ca unui melc. Deci, nu avea nicio șansă. Și atunci, aici, cum ați inițiat în discuție dumneavoastră, într-adevăr, vine Dumnezeu omul. Dumnezeu, iată, ne dă fiecare un înger la Sfântul botez. Acest înger nu era trimis întâmplător în această scăldătoare de la Vitezda. Nu apa era minunată, nu apa vindeca. Pentru că îngerul simboliza pogorârea Harului Duhului Sfânt în legea cea nouă a lui Hristos. Și atunci această apă devenea vindecătoare, dar pentru o singură persoană. Dar iată, totuși nu și-a pierdut speranța. Și ca să nu divaghez, 38 de ani înseamnă multă suferință, dar asumare a crucii pentru că vom vedea, de aceea și spunea că suntem privilegiați pe final, când Hristos, Domnul, se întâlnește în templu cu slăbănogul și îi dă o sentință, atunci acest slăbănog se vede că a știut să fie și smerit, să fie și răbdător, să fie și pocăit pentru suferința pe care și-o asuma de atâta timp. Da ați nuanțat sau ați trasat câteva idei foarte profunde. Sper să mă pot opri la fiecare dintre ele. Pe de parte a spus că noi, ca și preoți, ca și duhovnici, unde Însă dacă suntem onești și noi acum și cei care ne ascultă, noi nu am avut o asemenea suferință, noi nu știm ce înseamnă și cred că adus în zilele noastre, atât noi ca și preoți, cât și ceilalți, Cred că e bine să reținem lucrul acesta, să nu judecăm cu ușurință și să nu nici măcar sfaturile bune să nu le dăm cu ușurință, fiindcă nu avem experiența acelei dureri. Mulți dintre oameni cu siguranță că știu că Dumnezeu e iubire, că Dumnezeu, că boala e binecuvântarea, însă drumul, cum a zis, de la minte la inimă pentru un om bolnav, e mult, mult mai lung decât pentru noi care așa cum ziceați, ne este foarte ușor de pe margine să vorbim despre suferință. Da, așa este, pentru că nu există un bolnav în lumea aceasta și vedem pe parcursul istoriei omenirii care nu și-ar dori să nu revină sănătos. Chiar dacă are o boală incurabilă, se gândește că o să vină o perioadă în care lucrurile se vor reașeza din nou și va fi bine din nou, chiar dacă știe că va veni sfârșitul, dar este foarte important pentru noi ca și creștini să vedem de ce a venit, de ce s-a întrupat Hristos în lume la plinirea vremii. De ce după ce a înviat din morți se mai moare totuși? Noi spunem și suntem cu adevărat, credem că moartea din punct de vedere de dimensiune spirituală a fost desfințată prin învierea lui Hristos și totuși se moară, totuși există boală, Dumnezeu îngăduie, Îngăduie, dar nu pentru a ne pierde, ci pentru a ne întări în credință. Dumnezeu nu vrea moartea păcătosului, ci să se întărească și să fie viu în credință. Dar lucrul cel mai important pe care îl consider este că trebuie să te ancorezi în credință cu dragoste, cu nădejde și cu iubire de Dumnezeu și de semeni. Și de aceea consider întotdeauna un om care nu l-are pe Dumnezeu în viața sa un om sărac. Poate, ce chiar este, singur, poate chiar singur. Da, și ce este foarte interesant, și poate din nefericire să spunem chiar puțin îmbucără, îmbucurător, că un om, atunci când se îmbolnăvește, încearcă să-și recapete sănătatea și este foarte bine să alegi la doctorii lumești, iar aceștia, iată, își arată și el la un moment dat limita lor, neputința lor omenească. Știm. Se spune de multe ori, atât am putut să fac eu ca și doctor lumesc, prin știința pe care Dumnezeu mi-a dat-o, să ne rugăm ca Dumnezeu să împlinească lucrarea. Și de aceea, cum am spus și despre canoane, într-adevăr, trebuie să fim și îngăduitori și indulgenți, să fim și iubitori și iertători, pentru că întotdeauna ar trebui să ne punem noi în locul celor care vin la noi și ne cer sfaturi. Și aceast, această cerere de sfaturi trebuie transpusă cumva în practică. Este ușor să spui, nu te teme, bucură-te, va, va fi bine, o să fii sănătos. El are o luptă interioară cu psihicul lui, în primul rând, și atunci are nevoie să se agațe de ceva. Și această agățare de ceva sau de cineva este agățarea de credință. Și atunci credința te va face bine atâta timp cât tu îl ceri pe Hristos să vină în viața ta. Vrei o colaborare cu harul Duhului Sfânt, pentru că iată există într adevăr la cei bolnavi și la fiecare dintre noi o intimitate a credinței, un dialog personal cu Dumnezeu prin rugăciune. Și ca să fim și mai sinceri cu noi înșine, fiecare dintre noi trebuie să facem o spovedanie dumnezeiască în fața lui Dumnezeu, în fața icoanei acestuia, nu vorbesc de Sfânta Taina Spovedaniei sau a Pocăinței sau a Mărturisirii Păcatelor, ci atunci dacă Dumnezeu a îngăduit să primim această boală sau să fim într-o boală, să ne gândim retroactiv, să ne facem o radiografie sufletească a ceea ce a însemnat viața noastră până atunci, la ceea ce am putut să greșim, la ceea ce ne poate face responsabil pentru viitor și la faptul că Dumnezeu te poate ajuta să devii bun. Și mă gândeam și la un păcătos, pentru că spuneau că mulți sfinți au devenit din păcătoși, dar acel păcătos care a devenit sfânt prin puterea Harului Dumnezeu poate să facă la fel de mult bine. De aceea și slăbănogul de astăzi va fi un mărturisitor al Dumnezeului Hristos, al puterii cuvântului acestea care iată îi redă sănătatea. Și acesta îi redă, prin puterea cuvântului Dumnezeu, sănătatea. nou, așa cum a spus tem, și să ne ajute bunul Dumnezeu ca întotdeauna în biserică, care este un spațiu al vitezei, un spațiu al vindecării, să acordăm și această lucrare filantropică de asistență socială. Însă, mi-amintesc că un sfânt părinte spunea că la bolnav, doctorul nu trebuie să meargă doar cu medicamentele prescrise pentru boala lui, ci trebuie să meargă cu iubire. De aceea, iată, în viața noastră avem nevoie de iubire. Avem nevoie să fim unii lângă ceilalți. Să fim om pentru om și nu om pe lângă om sau om împotriva omului. Cam aceasta ar fi chintesența a ceea ce înseamnă să ai un sens în viața ta și mai ales atunci când capeți o boală ca să poți să ieși din această boală. Da. Mi-am și eu tot de la unul dintre sfinții noștri contemporani, Sfântul Siloan Atonitul, zicea, zicea ceva asemănător cu ce zicea dumneavoastră, că fratele nostru este viața noastră. Iată ce profunzime a iubirii, care de fapt e cea care îl vindecă pe om noi, așa cum ziceați foarte bine, din păcate, poate noi preoții mai mult decât alții avem tendința aceasta de a da sfaturi gratuite și de a face încurajări care nu au neapărat fundamente, noi va fi bine, noi nu știm, mai degrabă am putea să fim o prezență iubitoare lângă cei care sufere, s-ar putea ca acea prezență, poate lipsită de cuvânt, poate tă tăcută, o prezență tăcută să fie mult mai mângătoare decât cuvinte în care poate nici noi nu credem. Unii, bunoare, eu mă pun în locul celor care erau acolo văzând un om de 38 de ani foarte greu s-ar fi manifestat în mine credința că vreodată va mai fi bine. Și poate că acolo am fi fost tentați să-i zicem că va fi bine. Și iată că s-a întâmplat. Însă el nu știu dacă ducea lipsă de sfaturi și de încurajări, precum de o prezență care să-l facă să-l securizeze, să facă să simte iubit. Că mai întâi, înainte de a simți iubirea lui Dumnezeu, o simțim prin ceilalți. Exact. Tocmai de aceea, iată, în această evanghelie, în această pericopă evanghelică, mai bine zis, ni se prezintă drama singurătăți existențiale acestui slăbădor. El trăia o dramă, era înconjurat de mulțime și totuși era singur. Nu avea om. De aceea nu te poți nici mântui de unul singur. Ai nevoie de comuniune, comuniune de iubire. Și atunci omul trebuie să fie lumină unul pentru celălalt și prin sfat, și prin îndemn, și prin un ajutor material concret. Ne place să spunem de multe ori, un pahar de apă sau un jumătate de par sau o bucată de pâine te poate mântui. Dar este un lucru extraordinar de adevărat. De aceea Hristos, această poruncă ne-a lăsat, să ne iubim unii pe alții. Și iubirea lui Hristos se revarsă în acest moment peste acest lăbănoc de la Vitezda. Iată și mi amintesc că pe drumul Golgotei, când Hristos a căzut sub greutatea crucii și soldații romani îl tot băteau și îl schingeau să o ducă mai departe, au luat un țăran din Mulsimeț, a revenit de la câmp pe Simeon din Cirene și l-a pus să-i ducă greutatea crucii. Îmi amintesc de vrednicul de pomenire Bartolomeu, mitropolitul, care spunea că, așa de frumos, parafrazându-l pe Mântuitorul, dacă ar fi vorbit, spunând că, omule, dacă tu acum m-ai ajutat pe mine, mi-ai dus crucea pe drumul Golgotei, pe drumul Calvarului, acum sunt eu dator să-ți o ducție. Deci, iată, iubirea față de Dumnezeu nu rămâne nerăsplătită. Iubirea acestui slăbănoc de 38 de ani, răbdarea lui, necârtirea împotriva lui Dumnezeu nu rămâne răsplătită. Și mai mult decât atâta, Dumnezeu omul vine, Isus Hristos și îi redă sănătatea. Da, s-ar putea ca poate chiar această necârtire în fața suferinței să ne înduhovnicească și să fie poarta prin care intră Dumnezeu la om, fiindcă Cred că cunoașteți și dumneavoastră și eu cunosc cazurile multor oameni care în bol, fiind în necazuri, fiind se răzvrătesc, cârtesc, se împotrivesc, îl acuză pe Dumnezeu și prin felul acesta de a fi, de a se comporta, se pare că omul se închide în fața Harului. Nu avem detalii însă bănuim că aici nu a fost așa venirea Harului lui Dumnezeu în inima lui și apoi, evident, prin această Lucrarea apei s-a făcut pentru că undeva el avea această asumare a suferinței. un lucru extrem de greu. Asumarea crucii, a zis dumneavoastră expresia aceasta, asumarea crucii. Cred că e un lucru foarte greu și noi cunoaștem multe cazuri în care oamenii nu au tot timpul această atitudine. Este. Ați punctat deosebit de bine și ați spus un lucru mare. Ne închidem în fața harului. Ne închidem pentru neputința noastră omenească. Când vedem că suntem loviți de o boală, în loc să ne resemnăm, ar trebui să luptăm. Dar aceasta înseamnă de fapt experiența personală a fiecăreia dintre noi. O experiență personală pe care o faci în profesie, în viața de zi cu zi, cu prietenii, cu cei din jurul tău, prin împliniri, prin realizări, dar și o experiență personală a ceea ce treci tu și ca organism biologic ci ca ceea ce te reprezintă pe tine și la ceea ce poți să redai tu mai bun din tine pentru ceilalți. Da, ziceați la, la început de evangheliile care s-au citit după înviere. M-am gândit de ce biserica a hotărât să pună astăzi această minune a vindecării slăbănogului de la viteză. Cred că și aici e vorba tot de o înviere. Undeva Exista o moarte, la el nu era o moarte fizică cum a fost în vierea lui Lazar bună oară, însă era o moarte cel puțin psihică, dacă oricum ar fi, dacă stăm să ne gândim, psihicul un om care se resemnează cu starea lui și își asumă, ne însă undeva există, rămâne un, un o doză de deznădejde a psihicului care undeva cedează. Și cred că prin această minune Dumnezeu l-a înviat. Adică și aici a fost vorba de o înviere. Desigur, nu trupească. Inclusiv cuvântul scoală-te, verbul scoală -te, are o conotație. Da. Ridică-te! Hristos a sculat din morți începătura celor morți sfăcându-se. Da. Această sculare, aceste traduceri pe care le avem în Sfânta Scriptură înseamnă de fapt revenir la viață. Chiar dacă ești viu cu trupul, s-ar putea să fii mor spiritual și atunci când spune scoală, te ridică, te cheamă Hristos, vină, înseamnă o înviere în viața ta. Și faptul că la un moment dat îl experiezi, îl treci pe Hristos printr-o experiență personală, într-o boală sau nu neapărat într-o boală, înseamnă o revenire în sine, da. precum și fiul cel risipitor. Revenirea aceasta în sine înseamnă întoarcerea acasă, întoarcerea la Hristos, în, întoarcerea de la ceea ce este firesc, da. Pentru că toată grijile cea lumească trebuie o să o le pădăm. Și din, din, păcate, așa cum a spus, foarte mulți se leagă de această viață pământească, care într-adevăr este deosebit de frumoasă. Vedem acum cum toată vegetația prinde culoare și exclamăm și noi ca și psalmistul, mare ești Doamne și minunate sunt lucrările tale și niciun cuvânt nu este de ajuns spre lauda lucrărilor tale. Ne place, însă, dincolo de toate, trebuie să vedem ce este dincolo de această viață. Și atunci ai credință și nu te resemnezi, îți duci crucea mai departe și îi mulțumești lui Dumnezeu pentru bucurile vieții pe care ți le-a dat. Familie, copii, vecini, prieteni, împliniri profesionale și pentru boala care ți-a îngăduit-o, pentru că tu trebuie să știi ca un creștin autentic și trăitor că trebuie să mergi mai departe. Da. Vom lua o scurtă pauză muzicală, după care vom reveni în direct. Dragi radioascultători, am revenit în studio. Vă reamintim faptul că invitatul nostru este Părintele Vasile Danciu de la Parohia Breb, din protopopiatul Zalău, din Eparhia Episcopia Sălajului. Discutăm în cadrul emisiunii despre vindecarea slăbănogului de la scăldătoarea viteze. De asemenea, vă reamintim că puteți să puneți întrebări telefonând la numărul de telefon 0264 596-500 sau pe pagina de Facebook a emisiunii Radio Renașterea, unde transmitem live emisiunea. Părinte, continuăm discuția pe marginea textului Evangheliei. M-am gândit că ar fi interesant să vă întreb ce semnifică acest cuvânt al lui Hristos, scoală te are doar o valență strict fizică, o sculare de aceasta, cum am putea să o facem noi de pe scaun, de o ridicare fizică cu organele, sau să aibă și o altă dimensiune mai adâncă? Ce credeți? Are o dimensiune, în primul rând, duhovnicească. De fapt, atunci când citim cuvântul viu al scripturii, care este Hristos, fiecare dintre noi trebuie să avem în vedere faptul că Sfânta Scriptură nu trebuie interpretată doar literar ci gramatical, istoric, social, în funcție de contextul vremurilor care s-a trăit. Acest coalate, la care am făcut revedire ca și variantă duhovnicească care spunea că înseamnă și învierea sau reînvierea sau revenirea în sine, are și altă conotație tot duhovnicească a puterii dumnezeiești, a cuvântului Mântuitorului nostru Iisus Hristos, pentru că El vindecă prin puterea cuvântului dumnezeiesc. El face lucrările Tatălui. Cel ce m-a văzut pe mine, L-a văzut pe Tatăl. Iar știm că el este însuși Logosul Suprem, Cuvântul Suprem, și de aceea, psalmistul spune: El a zis și s-au făcut, el a poruncit și s-au zidit în Psalmul 32, versetul 9. Și ne amintim de facere, de la Vechiul Testament, despre faptul că toate Dumnezeu le-a făcut prin puterea Cuvântului și a zis Dumnezeu să fie lumină și a fost lumină și așa mai departe. Iar Evanghelistul Ioan. Cel care este simbolizat ca un vultur pentru gândirea sa înaltă teologică, își începe și Evanghelia. La început era cuvântul și cuvântul era la Dumnezeu. Și Dumnezeu era cuvântul. Acesta era într-un început la Dumnezeu, toate prin el s-au făcut și fără de el nimic nu s-a făcut din ce s-a făcut. Și aici mai are o conotație acest coalăte. Acest coală îți dă și viață, pentru că cine spune să te scol este însuși Hristos. Fiul lui Dumnezeu și Fiul omului. Și atunci el are putere vindecătoare, are putere și de viață și are putere și de moarte. De aceea, puterea cuvântului dumnezeesc schimbă și anulează orice lege omenească. Și întotdeauna îmi place să fac referire la convorbirea de taină dintre Nicodim, fariseul, când la ceas de seară se duce în fața Mântuitorului Iisus Hristos și îi spune așa de frumos, Rabi, învățătorule, știm că de la Dumnezeu ai venit învățător și aici completează atât de frumos, că nimeni nu poate face aceste minuni pe care le faci tu, dacă nu este Dumnezeu cu el. În Ioan capitolul 1, versetul 3. Puterea dumnezească vine din ascultarea deșăvârșită a lui Hristos ca fiu al omului întrupat din Fecioara Maria și de la Duhul Sfânt, pentru că a fost merit și răbdător și ascultător până la moarte și a asumat crucea și a asumat jertfa supremă și atunci el devine pentru noi arvuna învierii propriei noastre vieți, începătură care s-a făcut pentru toți cei adormiți. Mm -hmm. Într-o rugăciune pe care am citit-o recent la Sfântul Isaac sau Efrem Sirul, nu mai știu exact, era o rugăciune prin care se cerea lui Dumnezeu, Doamne, dă să mă uimesc în fața tainelor tale. Și raportat la ceea ce spuneați acum, mă gândesc că același cuvânt care odată a spus să fie, de la care a pornit tot ce există, a spus atunci scoală-te. E cutremurător sau e uimitor uimirea în fața acestei taine atât de mari ar trebui într-o oarecare măsură să ne, să ne, cutremure. Uite Dumnezeu cel care atunci, în primele clipe ale viacului a spus să fie, acum spune scoală -te. E uimitor că Dumnezeu se face ca unul dintre noi. Pentru că prezența lui Hristos este aceeași. Același duc Sfânt s-a coborât da, peste Sfinții da. Apostoli. Același duc Sfânt îl invocăm în fiecare Sfântă și Dumnezească liturie la prefacerea darurilor, la epicleză. Și același Hristos este și ieri, și astăzi, și mâine. El nu a părăsit creația. El șade de a treapta lui Dumnezeu Tatăl. Dar ne-a spus, eu sunt cu voi până la sfârșitul viacurilor. Deci da. până la sfârșitul viacurilor, pentru cei care doresc prezența lui Hristos în viața lor, el se ține de cuvânt, de făgăduința făcută. În Apocalipsă, în capitolul 3, la versetul 20, ni se spune așa de frumos. Iată, eu stau la ușă și bat. La ușa cui? La ușa sufletelor fiecăruia dintre noi. De auzi cineva glasul meu, voi intra la el și voi cina cu el și el va cina cu mine. Și într-o reprezentare frumoasă a unui tablou bisericesc, nu icoană, el este înfășisat Hristos stând în fața unei uși. Și ușa nu avea clanță pe din afară, doar pe dinăuntru. Ceea ce înseamnă că Dumnezeu nu acționează forțat împotriva libertății și acțiunii noastre și a voinței noastre. Tocmai și la acest slăbănog aș puncta acest lucru. Îl întreabă: "Vrei să te faci sănătos?" O întrebare retorică, am spune, cine nu ar dori să fie sănătos. Însă nu vrea să-l facă sănătos pe, peste împotriva voinței. împotriva voinței acestui slăbănog. Și atunci vrea acordul, acceptul, lucrarea sinergică să se producă o lucrare între umanitate și dumnezeire. Și atunci, bineînțeles, îi spune că n-ai nevoie de om, iată eu am venit aici, te voi vindeca, ia-ți patul tău și du-te la casa ta. Și această traducere de multe ori știți, exprimă nedumerirea multor ascultători sau auditori sau a celor care vin în biserică și sunt mai puțin inițiați. Se gândesc că așa ar duce un pas, sau cum că a intrat cu slăbădugul prin acoperișul casei. Este o problemă de traducere și atunci întotdeauna trebuie să vin să explicăm. De fapt era o targă improvizată, uh -huh. din două bețe mai lungi și cu o pânze pe care putea să -o adune ca un sul și să o ia să plece. Uh -huh. Și atunci acest pat ne duce și cu gândul duhovnicesc la patul veșniciei în care suntem așezați cu trupurile aceste vase de lut pe care le purtăm. Și acest pat al veșniciei ne face ca să avem un sens, pentru că atunci când spunem că a adormit sau a trecut la cele veșnice și sau la slujbele de înmormântări, de multe ori spuneam, am venit să așezăm trupul adormitului pe patul veșniciei, acest pat al veșniciei este patul lui Hristos, este patul învierii. Pentru că omul nu este făcut înspre moarte și înspre boală, Răul este absența lui Dumnezeu din creație, și boala, și tot. Însă Dumnezeu dorește ca omul însuși să vină la mântuire, mântuirea fiind apropierea de Dumnezeu. Și atunci pământul din care am fost făcuți și neputința noastră omenească ca și trupuri. Într-adevăr, pământ ești și în pământ vei merge, îi spune și lui Iov, dar din pământ vom învia. Și atunci, Pământul este patul veșniciei fiecare dintre noi. Că suntem pe suprafața Pământului sau că suntem în Pământ. Și noi ne suntem din Pământ, dar Duhul Sfânt ne dă viață. Și atunci, cel mai mare necredincios ar trebui să-și pună o întrebare. Am venit din neființă? Nu știu de unde am venit. Dar atunci am șansa aceasta să știu spre ce mă îndrept. Și dacă în această scăldătoare în care se prefigurează și Sfânta Taina Botezului prin Sfințirea Apei, atunci eu știu că botezat ca și creștin primesc un dar și de înviere, prin învierea lui Hristos și prin înfiere devin creștin. De altfel și de aceea Hristos Domnul nu a mai avut niciodată urmași biologici și el era și fără de păcat și n-a fost căsătorit niciodată, tocmai pentru faptul că toți, iată, prin biserica Lui toți ne vom naște mădulare sfinte ale trupului tanic al Lui Hristos, care este capul bisericii. Și de aceea în Hristos nu mai moare nimeni niciodată. Da, ați, ați mai atins o problemă foarte interesantă și desigur extrem de complexă care ar necesita foarte multe discuții, cea a libertății, pentru că Mântuitorul Iisus Hristos pune o întrebare de care ne șocăm într-o anumită măsură. L-am putea chiar Acuzat de absurditate, cum să întrebi un om într-o asemenea stare dacă dorește să te faci sănătos? Desigur că cine nu ar dori acest lucru, însă se pare că, în cele mai mici detalii, mântuitorul nu încalcă sub nici o formă libertatea omului. Aceasta e, să zic, marea, marea drama omenirii, aceea că. Dumnezeu nu intervine sub nici o formă asupra libertății omului. Dacă omul nu voiește, Dumnezeu nu intervine. Nici măcar în cazul acestea în care noi avem tendința, știți și dumneavoastră, mai ales pe când oamenii sunt în situații foarte grele de boală, ceilalți se răzvrătesc împotriva lui Dumnezeu și întreabă de ce nu îl vindecă. Însă se pare că în multe cazuri oamenii, deși declarativ spun că vor acest lucru, în adâncul lor țin atât de mult la ei, se iubesc atât de mult pe ei, încât nu mai pot să facă la un moment dat loc și lui Hristos. Îmi vine în minte cuvintele Mântuitorului Iisus Hristos, că cel care iubește pe tată, pe mamă, pe fiu, pe fică, pe frați mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Și aici este și o esență a credinței noastre și sensul existenței vieții noastre pe pământ. Noi suntem daruri ale lui Dumnezeu unii pentru alții. Toată darea cea bună și tot darul de săvârșit, viața, libertatea, sănătatea, sunt daruri ale lui Dumnezeu. Noi unii pentru alții, familiile. Și atunci trebuie să știm exact cum am spus și mai înainte, că aceste daruri vin de la cineva și el este dăruitorul suprem. Și noi trebuie să prețuim mai mult dăruitorul decât darul. Și un om care are o gândire frumoasă și o gândire armonioasă și creștinească își dă seama întotdeauna că viața lui ca și creștin se desfășoară sub două repere spirituale, naștere și moarte. Și că odată și odată trebuie să fie și sfârșitul. Dar nu este important să contabilizezi anii pe care i-ai trăit cât lumina faptelor tale bune când știi că Hristos se spune, eu sunt lumina lumii, eu sunt calea adevărului și viața, adică El îți dă sensul existenței pe acest pământ, ca și creștin, atunci ai de ce să te legi. Pentru că toate rămân în urma ta, dar Dumnezeu vine cu legea compensării. Compensează lucrurile așa de frumos. Te-ai născut într-o familie cu părinți care te-au marcat frumos. Ai avut frați, ai avut surori, la rândul tău, ți-ai întemeiat o familie, ai avut copii, viața ta s-a desfășurat frumos, ai avut lumină în jurul tău, ai dat lumină la rândul tău. Și atunci, toate aceste daruri au fost date de către Dumnezeu. Și Dumnezeu este cel care te va duce și mai departe, dincolo de ușa mormântului. Te va duce în împărăția sa. Pentru că împărăția lui Dumnezeu, știm, nu este nici mâncare, nici băutură, ci pace și bucurie în Duhul Sfânt. În Duhul Sfânt ne mișcăm și existăm. Și cum spune de frumos Serafim de Saroc, că dacă va vrea omul de dimineața până seara va ajunge la măsura sfințenie. Iată cât de puțin timp, dacă 24, va vrea, dacă, dacă, va vrea. dacă va vrea. Exact ceea ce ați amintit și preacuvioșia voastră prin faptul că omul din păcate poate voit sau nevoit închide Harul lui Dumnezeu. Dar nu poți să-l faci pe un om credincios peste noapte. Credința, iată, este o școală care nu se termină niciodată. Viața ta. Poți să ai orice ce în această viață, conturi bancare, relații, să te împlinești profesional, însă Hristos va fi cel care te va transborda și dincolo de această viață. Ești sărac să crezi că totul se întâmplă doar aici. Pentru că dacă cineva ți-a spune 100% științific de unde vii, atunci ai ști că cine te-a făcut ca să vii pe această lume îți va da un sens. Ori dacă spui că ai venit la Hristos, te-ai născut în apa botezului de la Hristos, te-ai miruit într-un Duhul Sfânt, cu pecetea Duhului Sfânt și te-ai împărtășit cu trupul și lui Hristos, mâinile acea veșnică, vei avea cu siguranță credința tare și puternică că viața ta nu a fost în van pe acest pământ, că n-ai făcut umbră pământului degeaba, că Dumnezeu a fost cu tine pentru că tu ai vrut ca El să fie cu tine și te-a purtat pe brațele sale. Da, acestea sunt înțelesuri duhovnicești foarte adânci care sper să-i folosească pe radioascultătorii noștri. Încă trei lucruri aș vrea să lămurim, sper să mai apucăm. Aș vrea să vă întreb ce părere aveți despre invidia iudeilor, care pare absurd de zice că desiceau iudeii către cel vindecat. Este zi de sâmbătă, nu ți este îngăduit să-ți iei patul. Ce spuneți despre această invidie aproape absurdă a lor, care țineau atât de mult la o lege, puneau legea deasupra persoanei, deasupra omului? Era un fel de, să o numesc impropriu, securitatea acelor timpuri o securitate care ne amintim și noi negativ din vremea dinainte. S-au scandalizat mai mari poporului, cărturarii, farisei, cei care erau puși acolo ca și spion să vadă cine se vindecă, cum se vindecă. Nu-l cunoștea pe Hristos, dar în momentul în care l-a cunoscut, iată, din nou spun că suntem privilegiați, pentru că ei se socoteau că li se știrbește din autoritatea lor ca lideri spirituali ai poporului ales. Ei știau foarte bine legea lui Moise și o împlineau, dar din cele 10 porunci au ajuns la mii de prescripții de amendamente ale legii. Și atunci Mântuitorul Iisus Hristos în mai multe contexte ale activității sale publice și tămăduitoare și mântuitoare popor le spune că nu omul, că omul a fost, nu sâmbătă a fost făcută pentru om, ci omul contează în ecuația vieții. De aceea mai putem extrage o învățătură duhovnicească. Binele trebuie să cu timp și fără timp. Și ni se spune, chiar la un moment dat, Mântuitorul îi critică în sinagogă, fiindcă a să acea vindecare minunată a femeii Gârvove, de peste 18 ani, iată, și aceasta era într-o suferință. Și o vindecă, iar mai mare sinagogii se scandalizează. Șase zile sunt într-o săptămână. De ce n-ai vin să te vindeci? De ce în sabat? Și atunci mântuitorul le critică ipocrizia, falsitatea lor, duplicitatea, faptul oarecare dintre voi nu-și dezleagă animalul să ducă să-l adapte. Și foarte interesant continuă, această fică a lui Avram, oare nu merita să se vindece și ea? Deci ce este foarte interesant din nou, că mântuitorul n-a venit să strice legea. Legea. S-a dat prin Moise, însă harul și adevărul avem prin Isus Hristos. Și atunci El vine să o desăvârșească, să o completeze. Și arată că nu Sâmbăta este întotdeauna importantă, ci omul este important. Da, acest aspect ar trebui să-l să avem în vedere și în viața noastră de zi cu zi, când punem prescripțiile și legitățile noastre omenești deasupra omului. Totuși, se pare că odată cu venirea Mântuitorului Isus Hristos, omul a fost pus în centru, adică e de o importanță capitală mântuirea fiecărui om în parte cu așa, despre acea egalitate despre care spuneați chiar la începutul emisiunii. Apoi, o a doua problemă pe care aș vrea să o ridicăm, care de asemenea mi se pare foarte importantă, noi creștinii ortodoxi și creștinii în general avem o tendință, o înțelegere mai degrabă greșită asupra suferinței, nu de puține ori, am observat credincioși care atunci când apare o suferință, o boală bunăoară, spun că aceasta este consecința păcatelor. Și foarte mulți oameni undeva devin smintiți de acest lucru. Întrebarea pe care aș dori să vă pun, este păcatul tot timpul cauza suferințelor noastre fizice? Nici de cum. Ne amintim, aș da două exemple. Pe Iov, pildă de răbdare și de suferință în Vechiul Testament, care nu doar că nu avea păcate, jerfia și împlinea legea lui Dumnezeu alături de familia sa, s-a produs nenorocirea, dar iată Dumnezeu l-a răsplătit din nou, mai intru în detalii acum, și ne Mi amintim -am și de orbul de... care era de 38 de ani, nu. născut răscut orb. Și la un moment dat apostolii îl întreabă pe Mântuitorul Iisus Hristos, cine a păcătuit, el sau părinții lui, Vedeau că dacă s-a născut ori, poate fi o consecință a păcatelor părinților care s-au transmis acestui ori. Ori le spune așa de frumos, nici el și nici părinții lui, ci cu alte cuvinte, prin lucrarea de vindecare pe care am dat, redarea vederii lui fizice, s-a făcut spre lauda, spre a se arăta în el slava lui Dumnezeu, lucrarea lui Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu. Și tot acolo Sfinții Părinți spun așa de frumos că această redare fizică era totuși pe planul 2. Faptul că el a cerut să fie, să fie vindecat a avut o vedere spirituală, care este întotdeauna mai importantă ca cea duhovnicească. Și atunci Hristos a completat, spun Sfinții Părinți, ceea ce a făcut Dumnezeu când l-a făcut pe om, când l-a modelat. I-a da. redat vederea. Da, desigur, așa cum ziceți, cred că în mod pedagogic Dumnezeu uneori de bolile noastre pentru ca în acestea sau în vindecarea pe care ne oferă să se arate puterea Lui. E modul prin care mai poate lucra cum Dumnezeu și își mai poate arăta puterea pe de-o parte și e forma prin care îi convertește, se pare, pe foarte mulți oameni. Știm și, cred că și dumneavoastră știți multe cazuri de oameni care, în suferințe fizice fiind, ei s-au vindecat, însă s-a -a produs și o vindecare sufletească, o trezire, o convertire, aș spune. Da. Chiar, chiar acest, gând, acest gând îmi venea și mie în minte acum, pentru că au fost oameni răpuși, poate, de boală sau de un accident, și în momentul acela, când ei au fost singuri cu Dumnezeu, au făgăduit: Doamne, dacă mă faci bine, Doamne, dacă nu o să închin toată viața ție. Chiar dacă nu neapărat s-au dus într-o mănăstire sau călugării, sau... deci au devenit mult mai buni creștini. Mi-aminteam de o soprană, de o cântăreață de operă și la fel de o cântăreață de muzică populară, care tot așa, printr-un necaz, printr-o bolă îngăduită de Dumnezeu, recent, al zilelor noastre, exemplu, care a făgăduit Dumnezeu că dacă o va face bine toată viața prin muzica prin profesia pe care o face va fi închinată lui Dumnezeu. Și iată, n-a făcut niciun compromis. A rămas consecventă pe această linie în care laudă pe Dumnezeu. Și vedem că acești oameni care laudă pe Dumnezeu prin cântarea lor sunt un balsan sufletesc pentru fiecare dintre noi, mai ales atunci și când îi ascultăm. Deci Dumnezeu pune omul potrivit la locul potrivit, însă trebuie să trecem peste prejudecăți, să ne amintim că Hristos ne vindecă dacă îi cerem aceasta. Și îmi amintesc cu această ocazie și de vindecarea când se afla în părțile tirului și ale Sidonului și a venit o femeie hananeancă. Mm uh -huh. spune că fica ei este bolnavă. Și nu este bine, îi spune Mântuitorul Iisus Hristos, să iei pâinea de la gura fiilor, adică poporile ale sodai, câinilor. Și ea nu se simte jignită. Dar, Doamne, cât de frumos spune, și câinii mănâncă din fărâmiturile care cad la masa stăpânilor lor. Eu cred că nu avem nevoie de mai mult decât aceste fărâmituri de cuvinte pe care să le înțelegem, să le cugetăm și să le împlinim în viața fiecăruia dintre noi. Și atunci, redarea aceasta, din nou, să vedem lumea într-o altă lumină creștinească, este de fapt să se arate în noi lucrarea lui Dumnezeu. Da, da. Un ultim aspect asupra căruia mi-aș dori să mă opresc este următorul. De ce credeți că în slujba Sfințirii Apei a Viesmei Celei Mici Biserica a hotărât să se citească tocmai Evanghelia de astăzi, atunci când credincioșii îl primesc pe preot pentru a le face slujba Sfeștaniei, sfințirea Apei, credincioși dacă sunt cu luarea minte vor auzi o parte, nu chiar toată Evanghelia care s-a citit astăzi, însă o parte din această Evanghelie. Care credeți că este raționamentul pentru care biserica a hotărât să se citească această pericopă în cadrul slujbei de sfințire a apei? Tocmai pentru a întări credința celor care au cerut, de fapt, această binecuvântare a casei, acestei slujbe, aceste erurgii, dar totodată, după această pericopă, pentru a se însănătoși, în primul rând și duhovnicește și fizic, se citește o rugăciune, o ectenie de fapt mare, prin care se cere binecuvântarea apei, precum apele Iordanului, și se invocă venirea Harului Duhului Sfânt peste această apă, se spune să se sfințească și apa aceasta, cu venirea și cu lucrarea Sfântului Duh, pentru primenirea sufletelor dintre noi. Și acolo se spune, pentru ce este de folos pentru cei care o vorbea, pentru cei care se vor stropi, pentru binecuvântarea casei, dar ce este important, să bei, să o folosești, să o stropești cu credință. Și atunci se va face sănătos fiecare dintre cei ai casei de orice boală ar fi cuprins, inclusiv dacă are o boală sufletească. Și întotdeauna lucrul tău să-l încep cu Dumnezeu. Este o vorbă în popor. Și chiar mă bucur pentru creștinii care solicită preoților să li se facă această slujbă de binecuvântare când se pune temelia unei case sau când s-au mutat în casă, tocmai pentru că, iată, apa, prin invocarea halui Duhului Sfânt, capetă puteri tămăduitoare. Nu vrăjitorești, tămăduitoare, pentru că Hristos este tămăduitorul suprem. Și tocmai de aceea, el și dă sentința acestui slăbănog pentru că la un moment dat, scandalizați fiind iudei că nu știau identitatea acestui om, el se retrage din smerenie de săvârșită în, anonimat. Dar tot printr-o pedagogie dumnezească ajunge din nou în templu și acolo, pentru că acesta nu știa cine a fost cel care l-a făcut sănătos, slăbănogul, de redevenit sănătos, se întâlnește cu Mântuitorul și spune, iată, te-ai făcut sănătos, de acum să nu mai păcătuiești ca să nu-ți fie ție ceva mai rău. Cu alte cuvinte, Aici, de fapt, Domnul Hristos ne descoperă taina, dacă o putem numi așa, acestei suferințe, acestei drame a singurătății pe care o avea de 38 de ani. Dar totodată, pe lângă multa lui suferință, am văzut și multa lui pocăință. Și atunci, mi se spune că slăbănogul se duce în fața iudeilor și declină identitatea. Omul Iisus Hristos m-a făcut sănătos. Dar e și o mărturisire de credință. El devine un mărturisitor al lui Hristos și vedem că această mărturisire devine și un exemplu pentru fiecare dintre noi de a-l mărturisi. De a fi, el este un dascăl al pocăinței, un dascăl al faptelor bune, un dascăl al lucrării virtuților, al răbdării, al dorinței cu adevărat ca el să devină sănătos fără să se fi răzvrătit vreo clipă înaintea lui Dumnezeu. Da. Dacă mi îngăduiți, aș mai reveni la ideea legată de slujba sfeștanie, că ziceați că cei care o primesc cu credință primesc temăduire. Mi-aș permite să spun că poate că celor care primesc Sfințirea Apei le este de folos să aibă exact starea pe care o avea acest slăbănoc. Să atunci când noi facem sfințirea apei, să avem simțemintele interioare de dorință de a avea pe Hristos în același chip în care a avut-o acest slăbănoc și care a determinat în cele din urmă vindecarea și ziceați că vă bucurați atunci când și vă solicită.